Proiectele de infrastructură, dar și cele de susținere a economiei trebuie să continue, este convingerea candidatului pentru funcția de președinte Igor Dodon. El spune că în prezent se lucrează la mai multe inițiative care au drept scop ușurarea muncii oamenilor încadrați în diferite ramuri ale economiei, inclusiv în agricultură. Igor Dodon a mers astăzi la Ialoveni, unde a avut întrevederi cu mai mulți localnici. În câteva sate, candidatul a vorbit cu agricultorii care s-au plâns de anul secetos. Fermierii au venit cu mai multe propuneri, una din ele fiind stabilirea unui impozit unic în acest sector, care, spun ei, le-ar ușura cu mult planificarea bugetelor. Noi acum foarte serios examinăm trecerea la impozit unic în agricultură. Pentru noi ar fi cel mai simplu. Și asta ar fi bine și pentru primărie, ar apărea bani suplimentari în bugetul primăriei. Știm câte hectare avem, știm cât avem de achitat, mergem înainte, nu ne trebuie atâtea controle. Participanții la discuție au vorbit și despre recolta de fructe și struguri, dar și despre exportul mărfurilor peste hotare. Igor Dodon a reiterat că Moldova trebuie să păstreze relații bune, atât în est cât și în vest, pentru a avea piețe bune de desfacere. Eu consider că noi trebuie să continuăm tot ce este de integrare europeană, acordurile trebuie continuate, dar asta nu înseamnă că dacă suntem cu integrare europeană, suntem împotriva Rusiei. Sarcina mea, dacă vorbim de politică externă, să fim în relații bune cu toți, și cu estul, și cu vestul. Alegătorii au declarat că își doresc să lucreze acasă. În acest context, candidatul pentru funcția de președinte a menționat că pentru asta muncește conducerea țării. Sarcina noastră este ca lucrurile bune pe care le-am început să le continuăm mai departe, cu drumurile, cu ajutarea oamenilor, cu medicina, de când am dublat salariile la medici, am făcut primul pas cu școlile. Igor Dodon este convins că o bună guvernare poate fi asigurată doar atunci când toate sectoarele puterii lucrează consolidate. 7 miliarde de lei am dat la drum, 1 miliard de lei am dat la pensionari. La agricultură, acum grupa întâie, am dat 350 de milioane de lei subvenții. Am ajutat salariile la medici. Asta anul acesta. De ce? Pentru că am lucrat în echipă. Președintele, premierul, guvernul, parlamentul. În același timp, Igor Dodon i-a îndemnat pe toți cetățenii cu drept de vot, indiferent de preferințele electorale, să participe la scrutin, inclusiv pentru a economisi banii statului. Indiferent pe cine simpatizați, pe mine sau pe altcineva, rugămintea să ieșiți la vot. Pentru că dacă pe 1 noiembrie nu o să ieșim la vot, dar pentru că alegerile se considere că au avut loc, trebuie să iasă o treime de alegători cu drept de vot, dacă nu ies o treime, atunci, peste două săptămâni, trebuie repetate iar cu trei. Asta sunt bani cheltuiți, timp cheltuit și riscurile de pandemie. Alegerile prezidențiale vor avea loc la 1 noiembrie. În cursa electorală au fost înregistrați 8 concurenți. Igor Dodon, Andrei Năstase, Tudor Dăliu, Renato Usată, Maia Sandu, Octavian Țicu, Violeta Ivanov și Dorin Chertoacă.